Am înțeles că pregătiți ceva pentru sărbătorile de iarnă. Despre ce este vorba? Aș vrea să vă spun, dar nu foarte multe, pentru că aș vrea să fie o surpriză pentru noi toți, deoarece, în afară de ceea ce avem nevoie să pregătim ca festivitate, ceea ce se va desfășura, respectiv reprezentația pe cal, am vrea să fie ceva spontan și ceva nu neapărat foarte pregătit. Pentru copiii care vin la hipoterapie, dar și la echitație, în cadrul căreia să putem arăta ceea ce poate să facă fiecare, ce abilități capătă și ce au învățat în ultima perioadă făcând acest tip de activitate. Sperăm să fie în jur de 40 de copii. Noi așa ne-am gândit că vor fi, probabil. Pentru că aici, dincolo de echitație, se scrie cumva o poveste. O poveste despre cum acești copii se apropie de, în relație de altă viețuitoare, de felul în care capătă mai multă încredere, de felul în care învață cum să interacționeze, cum să aibă răbdare, cum să, eu știu, înțeleagă mai bine comportamentele calului și în felul acesta află mai multe despre ei înșiși. Pentru că a te urca pe un cal, a învăța să călărești, vorbesc aici de echitație și nu numai, putem vorbi în aceeași termen și de echitația terapeutică, presupune să creezi mai întâi o relație, presupune să cunoști calul, să cunoști comportamentele lui, să înveți despre asta și să înveți despre tine în relație cu calul. Este un animal de cel puțin 500 de kilograme pe care e nevoie să-l conduci la un moment dat, să te asculte, să-ți fie prieten, să creezi o relație. Iar ei, tinerii care fac echitație, învață foarte mult și despre ei.